Jurnalul cu două cazuri la fel de cutremurătoare ca cel de acum 4 luni al polițistului Eugen Stan din București, supranumit și pedofilul din lift. De data aceasta însă nu este vorba despre subofițer pedofil, ci de polițiști de rang înalt acuzați de pedofilie infantilă. La Cluj, un comisar șef a fost prins cu mai multe fotografii și filmulețe cu minori care întrețin relații sexuale, iar și mai grav, șeful poliției Fetești a fost văzut chiar el într-un film pe internet alături de o copilă. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Două noi cazuri cutremurătoare care au îndrept victime copii răspândesc spaima și reamintesc de agentul de poliție Eugen Stan. La începutul anului, acesta a fost filmat într-un lift din capitală în timp ce molesta sexual doi minori. Bărbatul a fost identificat abia după ce imaginea lui a apărut intens în mass media până l-a cunoscut o țară întreagă. Vestea că pedofilul era polițist a șocat România. Ulterior au ieșit la suprafață și alte fapte oribile comise de polițist asupra altor copii. Ei bine, la 4 luni de la acel caz cutremurător, alte două vin să bage spaima în părinți. Poliția ialomițeană, cea care este acuzată că a știut de jafurile la drumul mare de la E85 fără să ia vreo măsură, este zguduită acum și de un scandal sexual care îl are drept autor tocmai pe șeful poliției din Fetești. Ofițerii biroului control intern au început cercetarea comisarului șef Anghel Dragoș după ce pe rețelele de socializare a circulat recent un filmuleț în care acesta apărea în ipostaze indecente alături de o minoră. Cazul a intrat astfel și în atenția procurorilor DIICOT din Slobozia, care fac cercetări într-o anchetă privind fapte de pornografie infantilă. Comisarul șef Anghel Dragoș a condus poliția Fetești mai bine de 5 ani. În urma acuzațiilor, comandantul a fost trecut pe funcție de execuție în cadrul inspectoratului de poliție al județului Ialomița. Un alt caz dramatic zguduie și poliția din Cluj, care este în alertă. Acolo, un alt polițist a fost arestat deja pentru 30 de zile sub acuzația de pornografie infantilă. Nici de această dată nu este vorba despre un subofițer, ci tot despre un polițist cu rang înalt. Mai exact, tot despre un comisar șef de la Departamentul de Control din cadrul IPJ Cluj. Numele acestuia este Cornel Lazar. Bărbatul a fost prins că deținea mai multe fotografii și filmulețe cu copii care întrețin relații sexuale. Două astfel de filme au ajuns pe internet după ce ar fi fost distribuite chiar de polițist pe un grup unde erau abonate mai multe persoane cu comportament deviant. Anchetatorii au descoperit totul ca urmare a cercetărilor făcute într-un alt dosar de pornografie infantilă, instrumentate de DIICOT Bihor și în urma căruia au fost arestate mai multe persoane. Jaf în plină zi, un pensionar deghizat în preot a încercat să jefuiască o bijuterie din București, înarmat cu un pistol cu electroșocuri. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a intrat în magazin și a cerut să vadă o bijuterie. Când vânzătoarea s-a întors cu spatele, hoțul a atacat-o. Scena a fost văzută pe monitorul sistemului de supraveghere de către patron, care a intervenit imediat, l-a imobilizat pe bărbat și l-a predat polițiștilor. Da. Jaful a fost pus în aplicare în plină zi. Hoțul, un bărbat de 73 de ani, a intrat în magazinul de bijuterii din centrul capitalei, hotărât să dea lovitura și avea un plan bine pus la punct. Acesta a cerut să vadă o bijuterie și a profitat de faptul că vânzătoarea s-a întors cu spatele și a atacat-o cu un aparat cu electroșocuri. Doar cu un aparat electroșocuri. A fost butonul de panică. Bărbatul a fost surprins în interiorul acestei societăți comerciale. Vorbim despre o persoană din București, un bărbat în vârstă de 73 de ani. La acest moment se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii practic de tâlhărie calificată. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere și a fost observată la timp de către patronul magazinului de bijuterii, care a intervenit imediat. Bărbatul l-a imobilizat pe tâlhar și l-a dat pe mâna polițiștilor. Din fericire, vânzătoarea nu s-a ales cu răni grave. Am văzut un băiet așa a fugit, așa, brunet, tânăr. Și când m-am uitat, am văzut un alt băiat, așa, am crezut că se bate între ei. Și am văzut un bărbat mai în vârstă înăuntru, așa paralizat cu un polarie pe cap. Bărbatul, care trecea în acel moment prin dreptul magazinului, a mai povestit că cei doi bărbați care erau cu tâlharul s-au făcut nevăzuți. Unul dintre tineri avea tricou albastru și nu avea mai mult de 30 de ani. Cred că erau împreună. Poate a fost o capcană, diversiune. Klaus Iohannis a fost amendat cu 2000 de lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce a făcut penal pe politicienii care au criticat DNA. Președintele a anunțat că va contesta decizia. În schimb, Laura Codruța Chioveși a fost iertată de reprezentanții Consiliului pentru expresia Festivalul Inculpaților. Niște penali
Fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupția și conducerea acestei direcții. După părerea mea, această încercare este una jalnică și neconvingătoare. Acestea sunt declarațiile care l-au adus pe Klaus Iohannis în vizorul CNCD. Votul în Consiliu a fost unul strâns, 5-4. Președintele va trebui să plătească o amendă de 2000 de lei. Prin încadrarea acestei declarații ca depășind limitele libertății de exprimare, aducând atingere de demnității umane a persoanelor care se află în diferite stadii de procedură penală, considerându-se că exprimarea utilizată are un sens peorativ și aduce atingere demnității umane, egalității de șanse acestor persoane. Reacția lui Iohannis nu s-a lăsat așteptată. Președintele României consideră că este o decizie politică și va contesta la instanța competentă decizia CNCD. Se arată într-un mesaj al administrației prezidențiale. În schimb, declarațiile Laurei Codruța-Chioveși despre Festivalul Inculpaților. Nu cred că acest atac este întâmplător. Asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaților. Sesizarea împotriva șefului statului și a șefei DNA a fost făcută în luna februarie de reprezentanții unei platforme online. Afirmațiile au fost făcute în contextul înregistrărilor publicate de fostul deputat Vlad Cosma cu procurorii de la DNA Ploiești. Klaus Iohannis a dezlănțuit din nou la adresa PSD. Șeful statului a criticat dur puterea chiar în timpul recepției de la Palatul Cotroceni dedicată zilei de 9 mai. Iohannis s-a aflat față în față cu Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă pentru prima oară după ce a cerut demisia premierului, iar întâlnirea nu a fost tocmai prietenoasă. Auzim în ultima vreme în România voci care dau foarte ușor vina pe Europa și pe Bruxelles pentru aproape orice. Este cel mai facil discurs din partea celor deranjați de standardele europene de democrație autentică. Ceea ce nu spun însă acești politicieni este că fără democrație, fără stat de drept, fără legi corecte, nu există prosperitate și bunăstare pentru majoritatea cetățenilor. Guvernul Dăncilă a fost aspru criticat la recepția dedicată Zilei Europei. Președintele Klaus Iohannis a avut prima întrevedere cu premierul după ce a cerut public de două ori demisia. Tensiunea dintre cele două palate s-a resimțit pe tot parcursul discursului lui Iohannis și nu numai. Hrănindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul întrebării rolul și relevanța Uniunii Europene. Ei sunt cei care omit cu bună știință beneficiile uriașe ale apartenenței la acest proiect, sugerând că n-ar fi poate mai bine în afara marii familii europene. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrâns aflat la putere. Răspunsul nostru trebuie să fie hotărât și să se bazeze pe avantajele incontestabile ale apartenenței la Uniunea Europeană. În ciuda criticilor, Klaus Iohannis a dat mâna la final cu Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Alături de șefa guvernului au fost și miniștrii din cabinet. Ministrul muncii Ilia Olguța Vasilescu se pare că nu prea a dat importanță evenimentului. Aceasta a fost mai atentă la telefon și a dat SMS-uri în timpul discursului șefului statului. Imagini fabuloase în Parlament. Liviu Dragnea a făcut o adevărată demonstrație de forță cu ocazia ceremoniei de 9 mai. Toți fidelii lui Dragnea s-au încolonat pentru a merge la eveniment. Membrii guvernului, dar și parlamentarii PSD au plecat împreună din biroul lui Dragnea spre ceremonia de la Cotroceni.
Liviu Dragnea a sunat adunarea în plin conflict deschis cu șeful statului, liderul PSD, și a strâns toți oamenii, membrii guvernului, primarul capitalei, primarii de sector, dar și parlamentarii socialdemocrați. Au plecat împreună spre Palatul Cotroceni. Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă au fost invitați de Klaus Iohannis, chiar dacă șeful statului i-a cerut demisia premierului. Noi nu ne întâlnim fiindcă suntem prieteni sau fiindcă ne simpatizăm. Noi ne întâlnim atunci când discuțiile instituționale trebuie să aibă loc. Ziua Europei este sărbătorită și la această oră în capitală. În Parcul Izvor are loc un spectacol impresionant. Artiști celebri vor urca pe scenă. Rafaelo Varga are mai multe detalii despre acest subiect. Bună seara! A început distracția? Bună seara, bun găsit! Este o atmosferă nemaipomenită și da, într-adevăr a început distracția. Au cântat zeci de artiști, printre care Ana Baniciu, Mira, Ioana Ignat, Ami, dar și Mircea Eremia, care a cântat o piesă în premieră aici pe scenă. Sunt zeci de tineri și astăzi vor mai urca pe scenă Vank, The Motans, Antonia, Vanotec, Sore și Alina Eremia. Așadar, dacă nu ați venit aici în Izvor, trebuie să știți că puteți veni până la ora 23:30, 5 ore de muzică pentru Ziua Europei. Așadar, vă așteptăm aici unde este o atmosferă nemaipomenită și plus că nici ploaia nu și-a mai făcut simțită prezența. Mulțumesc, Rafaelo. Patru dintre inculpații din așa numitul dosar al șpăgilor, în care sunt implicați Cristian Băureanu și Sebastian Blădescu, au reușit să acopere sumele fabuloase cerute de procurori drept cauțiuni și să fie astfel cercetați în libertate, nu în arest, pentru faptele de corupție de care sunt acuzați. De exemplu, fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Constantin Dascălu, a plătit, atenție, 500.000 de euro cash. Cea mai mare cauțiune cerută, de 1,5 milioane de euro, a fost acoperită din garanții imobiliare și cu alte sute de mii de euro achitate, tot în numerar. Fostul deputat Cristian Băureanu a scăpat de arest grație clădirilor pe care le are. Cumnatul lui Mircea Joană, fostul secretar din Ministerul Finanțelor, Ionuț Costea, este urmărit penal pentru trafic de influență și complicitate la luare de mită. Procurorii i-au cerut fabuloasa sumă de 1.500.000 de euro ca să fie cercetat în stare de libertate. Inculpatul a reușit să acopere cauțiunea fără prea mare efort. Costea a depus garanții imobiliare de 1.413.000 de euro și 300.000 de euro cash. Dovadă că mulți dintre cei anchetați chiar au sume fabuloase la îndemână a venit și din partea altui inculpat din dosarul șpăgilor. Ei bine, fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Constantin Dascălu, cercetat pentru luare de mită, a plătit cash și integral cauțiunea de 500.000 de euro, adică de jumătate de milion de euro. La fel de surprinzătoare a fost și Mihaela Mititelu, cândva o apropiată a conducerii CFR. Aceasta avea de achitat 1 milion de euro ca să rămână liberă. Aceasta a garantat cu bunuri imobiliare de peste 900.000 de euro și cu peste 96.000 de euro cash trimiși procurorilor prin bancă. Fostul deputat Cristian Băureanu se află și el pe lista inculpaților cu bani mulți. Acesta a acoperit cauțiunea cerută cu garanții imobiliare de peste 213.000 de euro, adică peste valoarea impusă de procurori ca să fie cercetat în afara gratiilor. Costea, Dascălu, Mititelu și Băureanu rămân în libertate pentru 60 de zile. În schimb, nu au voie să părăsească țara sau să își schimbe domiciliul fără să anunțe anchetatorii. De asemenea, aceștia trebuie să se prezinte în fața procurorilor periodic. Cei patru sunt cercetați în dosarul fostului ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu. Acesta este acuzat că a primit 20 de milioane de euro șpagă pe parcursul mai multor ani. În schimbul banilor, fostul ministru urma să intervină în favoarea unei companii de lucrări. Sebastian Vlădescu este singurul care încă nu a achitat cauțiunea de 1 milion de euro în dosarul în care este acuzat de luare de mită și de trafic de influență. Termenul de depunere încă nu a expirat, așa că sunt posibile mari surprize financiare și din partea fostului ministru al finanțelor. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu își asumă memorandumul privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, pentru că este o inițiativă a MAE. Declarațiile au fost făcute la Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților. Liberalii voiau să afle cine își asumă documentul controversat adoptat de executiv. În legătură cu caracterul documentului, nu este un document secret, este un document, scrie pe el, nu include informații cu caracter public. Deci s-a discutat la documente confidențiale, fără niciun fel de alte probleme. Tot ce piese de Ministerul de Externe este asumat de mine. Chiar dacă nu l-am
semnat pentru că eram într-o vizită în Libia în momentul respectiv, e asumat de mine și este o inițiativă a Ministerului de Externe. Ministrul Afacerilor Externe a fost audiat în ședința Comisiei de Externe a Senatului la invitația liberalilor pentru a oferi explicații despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Liberalii vor să afle cine își asumă memorandumul adoptat de executiv privind relocarea ambasadei României din Israel. Meleșcanu a spus în cadrul audierii că precedentele mutări de ambasade s-au făcut prin decret prezidențial. Totodată, ministrul a admis că, prin intenția de a muta ambasada la Ierusalim, există posibilitatea să fie afectată candidatura României la Consiliul de Securitate al ONU în 2019. Într-adevăr, există posibilitatea să fie afectată această campanie. Noi avem la ora actuală cam 43 de state arabe și musulmane cu care am încheiat înțelegeri reciproce de a ne sprijini, inclusiv pentru sprijinirea noastră în Consiliul de Securitate. Ministrul de Externe a precizat că vineri va avea loc o consultare cu statele membre UE pe acest subiect, iar cu SUA încă nu s-a reușit stabilirea unei întâlniri în care să se discute această chestiune. Călin Popescu-Tăriceanu, prima reacție după ce DNA a cerut condamnarea sa la 3 ani de închisoare cu executare. Președintele Senatului susține că în România sunt încălcate grav normele statului de drept. Tăriceanu a dat drept exemplu protocoalele încheiate de parchete cu SRI. De multă vreme am atenționat că în România se petrec derapaje grave de la normele statului de drept. La început foarte mulți s-au grăbit să mă critique, unii s-au grăbit să pună și etichete, celebra etichetă de penali. Această formulare și această etichetare a fost gândită tocmai pentru a închide gura celor care nu sunt dispuși să fie cântăreții sistemului. Președintele Senatului a pus sub semnul întrebării dosarele făcute de procurorii DNA după apariția informațiilor despre protocoalele cu SRI. Protocoalele care au ieșit la iveală în ultima perioadă și care indică grave încălcări ale legii, toate aceste lucruri cred că alcătuiesc un tablou complet asupra ceea ce înseamnă statul de drept din România de astăzi. Tăriceanu susține că din acest motiv va continua demersurile pentru modificarea legilor justiției. Modificările care au fost făcute la legile justiției au avut drept scop, nu așa cum am auzit pe aici pe acolo, diminuarea luptei sau acțiunii de combatere a corupției, ci întărirea independenței judecătorilor. Eu voi merge pe acest drum neabătut. Bărbatul care s-a întâlnit recent cu președintele PSD după un pariu pe o ladă cu bere a dat detalii despre ce a discutat cu Liviu Dragnea. Bogdan Lungu i-a spus politicianului că vrea să plece din țară. O duce greu și suferă că după 28 de ani nici măcar un pod precum cel de la Galați nu poate fi terminat și redat românilor. Cam ce a declarat la televizor, asta mi-a spus și mie. Dacă la televizor m-am simțit păcălit, acum la fel m-am păcălit, în sensul că mi-ai spus aceleași lucruri. Când? Când? Că ai răbdare. Cât? Cu alte cuvinte, câtă răbdare să ai ca român să înduri salariile tot mai mici în raport cu puterea de cumpărare, nesiguranța zilei de mâine sau lipsa autostrăzilor? Acestea au fost câteva dintre apăsările de pe sufletul lui Bogdan Lungu, transmise liderului PSD Liviu Dragnea. De autostrăzi l-am întrebat, băi fraților, 28 de ani am făcut 100 de kilometri. Zic, dacă mă apucam cu roaba și cu vreo 5 prieteni, făceam mai mult. Că Europa nu ne lasă, că nu știu, ONG a găsit niște lilieci într-un corbul undeva. Zic, bine, dar podul e la Galați. Zic, că ești de acolo, hai, lasă, Lugos, nu știu ce. Dar podul e la Galați, 28 de ani. Bărbatul s-a plâns că politicianul a încercat să-l ducă cu vorba. Vorbeam, spre exemplu, de pod și încerca să-mi spună de SRI și de protocol. Stai, că zic, eu sunt exact așa. Zic, eu sunt prea mic pentru chestiile SRI, eu știu, DNA, la. Bogdan Lungu și-a onorat pariul pierdut în fața liderului PSD. Gălățeanul a discutat aproximativ o oră la o bere cu al treilea om în stat. Liviu Dragnea a organizat o masă în foișorul din curtea sediului central al PSD cu mici aduși de la ferma fiului său. Doar că Bogdan Lungu a refuzat să mănânce din micii pe care i-a considerat pomană electorală. În schimb, i-a transmis liderului PSD un mesaj clar și dureros. Am spus, plec din țară. Sper să mă zici, că sper să mă răzgândesc. Zic, nu mă răzgândesc. Și plec din țară și mi-au și familia, adică plec. Când plec azi și mă întorc mâine, mi-au familia și plec. Și că îmi pare rău. N-am viitor în România eu. Copiii mei n-au viitor în România.
Accident cumplit pe o trecere de pietoni. O fetiță grăbită să ajungă la școală a fost pulberată de un șofer vitezoman. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Momentul în care fetița a fost acroșată de autoturism a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe un stâlp din zonă. Pe imagini se poate observa cum șoferul depășește neregulamentar celelalte două autoturisme care îi acordaseră fetiței prioritate de trecere. Speriată peste măsură, victima o ia la fugă, dar ajunge direct pe capota mașinii. Accidentul a avut loc chiar în fața școlii din Mărăcineni, unde copila este elevă în clasa a patra. Localnicii spun că pe acea porțiune de drum au loc mereu accidente. Am auzit că a lovit o fetiță de la clasa a patra. Cred că s-a Conducătorul auto și-a recunoscut fapta și le-a explicat polițiștilor că a încercat să evite impactul, dar n-a mai putut deoarece eleva i-a sărit în față. El a coborât imediat din mașină și a încercat să o ajute pe fetiță până la sosirea echipajelor de ambulanță. A apărut niște mașini, au apărut mașini din fața mea, a apărut brusc în fața mea, a încercat să evite, de-aia m-a lăsat. Șoferul este începător și are permis de conducere de numai 3 luni. Alertă la Tulcea, sute de proiectile de artilerie rămase neexplodate din timpul celui de-al doilea război mondial au fost găsite în comuna Baia în timpul unor lucrări de construcție. Zona a fost împânzită imediat de pirotehniști. Acesta este cel mai mare depozit de muniție găsit vreodată în județul Tulcea. Obuzele au fost duse în poligon unde au fost distruse. Un bărbat care lucra la construirea unei case într-o comună din Tulcea a făcut o descoperire uluitoare. Omul a găsit sute de proiectile neexplodate, cel mai probabil din al doilea război mondial. Acesta a alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje de pompieri și pirotehniști. S-au deplasat de urgență doi colegi din cadrul grupării pirotehnice a detașamentului de pompieri Tulcea și au identificat până la sfârșitul lucrărilor aseară un număr de 225 de proiectile de calibru 75 mm și două proiectile de calibru 125 mm. Se pare că în zonă ar fi existat un depozit de muniție și se presupune că în al doilea război mondial, în aceeași zonă, a fost și un punct de tragere. Acesta este cel mai mare depozit de muniție descoperit vreodată în județul Tulcea. Zona a fost securizată și este păzită de jandarmi. După ce vor fi finalizate căutările, toate proiectilele vor fi detonate în mod controlat. Fetița de 4 ani căutată cu disperare de autorități a fost găsită moartă în apele Someșului. Echipajele de salvare au scos trupul micuței din apele reci și după ore de căutări, medicii au încercat să salveze viața copilei, însă totul a fost în zadar. Tragedie în Bistrița Năsăud. Copila a fost găsită în apele râului Someș în stop cardiorespirator. Medicii au încercat să o salveze, însă totul a fost în zadar. Fata a dispărut după ce a fost lăsată de părinți să se joace cu o altă micuță pe marginea apei. Aceasta din urmă s-a întors singură acasă și a anunțat pe părinți că prietena ei a căzut în apă. Familia a anunțat imediat autoritățile și au început să o caute cu disperare pe micuță. La fața locului s-a deplasat un echipaj de prim ajutor, serviciul voluntar pentru situații de urgență Rodna, pompieri, dar și jandarmeria montană. Familia îndoliată mai are 3 copii. Vecinii spun că micuța obișnuia să petreacă mult timp în zona râului. Percheziții în întreaga țară într-un dosar în care mai mulți medici sunt suspectați că au stabilit diagnostice fictive în baza cărora au emis bilete de trimitere și rețete false, dar și recomandări pentru dispozitive medicale. Cercetările au vizat infracțiunile de fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și fraudă informatică. Percheziții de amploare în toată țara, zeci de medici suspectați că au făcut diagnostice fictive în baza căror au emis bilete de trimitere și rețete false, dar și recomandări pentru dispozitive medicale, au fost luați la purica de mascați. Este vorba despre decontarea unor dispozitive medicale care nu le erau necesare pacienților, iar valoarea totală a prejudiciului nu este cunoscută încă. Peste 50 de persoane au fost audiate.
Mai multe persoane de pe teritoriul județului Mureș și nu numai, având calitate de cadre medicale, medici de familie, medici de specialitate, asistenți medicali, au falsificat în mod repetat înscrisuri oficiale, respectiv bilete de trimitere, prescripții medicale și registre, prin care au atestat fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului. Toate aceste fapte au fost comise în beneficiul a două societăți comerciale, ambele cu sediul în Târgu Mureș, care în mod scriptic asigurau livrarea acestor produse către pacienți situați pe întreg teritoriul țării, fiind încasată astfel contravaloarea acestora în mod injust. Se arată într-un comunicat al celor de la DICOT. Anchetatorii estimează un prejudiciu de circa 10 milioane de lei, dar acesta poate fi stabilit cu exactitate abia după audieri. Ziua și lovitura pentru românii cu credite, ROBOR a atins un nou maxim istoric, 2,73, acesta fiind cel mai mare nivel atins din toamna anului 2014 și până în prezent. Mai multe detalii ne aduce Bianca Ogarc. Indicatorul ROBOR a crescut din nou și a fost cotat astăzi de Banca Națională a României la 2,73%. Asta după ce ieri atinsese un nou maxim istoric și atinsese pragul de 2,68%. Tot ieri Banca Națională a României a majorat dobânda cheie la 2,5%, a treia oară în 2018. Previziunile specialiștilor sunt sumbre, analiști economici estimează că indicatorul ROBOR ar putea ajunge anul acesta chiar și la 4%, ceea ce înseamnă credite în lei mai mari, chiar și cu 200 de lei. Vă reamintesc, săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă, împreună cu președintele PSD Liviu Dragnea, dar și cu guvernatorul BNR Muguri Sărescu, au avut o întâlnire pe tema inflației. Atunci, pe agenda de discuții, s-a aflat și creșterea accelerată a indicatorului ROBOR. Problemă ce a rămas pentru moment nesoluționată. Indicele ROBOR a început să crească masiv de la jumătatea lunii septembrie anului trecut, atunci când a atins pragul de 1%. Biserica Ortodoxă Română are ușile deschise pentru fiecare om, chiar și pentru homosexuali. Mesajul vine de la purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. La scurt timp după ce Papa Francisc a spus că toți creștinii ar trebui să le ceară iertare homosexualilor pentru modul în care i-au tratat. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei spune că atât el cât și Biserica Ortodoxă Română împărtășesc opinia Papei Francisc, chiar dacă Patriarhul României nu a făcut declarații publice în acest sens. Toată învățătura ortodoxă și mesajul pe care eu îl transmit acum din partea Bisericii Ortodoxe coincide cu mesajul Papei Francisc, în sensul că Biserica are porțile deschise pentru absolut orice om, indiferent de opțiunile lui. Mesajul creștin ortodox, catolic sau de altă confesiune se regăsește în mod identic la nivelul iubirii față de celălalt. Vasile Bănescu spune că mesajele bisericilor este asemănător, deoarece Domnul a spus că trebuie să ne iubim aproapele. Când criticăm o ideologie care vrea să promoveze în societate niște lucruri străine de credința creștină, asta nu înseamnă că suntem împotriva unor oameni. Un om trebuie primit și chiar chemat spre biserică, cu atât mai mult cu cât se află într-o situație pe care biserica o consideră nefirească din punct de vedere moral. Recent, Papa Francisc a declarat că homosexualii nu ar trebui să fie judecați sau marginalizați. Si una persona es gay, e cerca el Signore, e a buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Vladimir Putin nu mai este cel mai puternic om din lume. Președintele rus a fost detronat din prima poziție a topului Forbes de către omologul său chinez, Xi Jinping, care a făcut un salt de poziție în acest clasament, al cărui podium este întregit de președintele american Donald Trump. Xi Jinping, secretar general al Partidului Comunist Chinez, a ajuns în premieră pe prima poziție mondială după ce la Congresul Partidului Unic din martie a fost modificată Constituția, astfel încât influența sa a fost sporită, iar limita de mandate eliminată. Acesta se bucură de un cult al personalității nemai întâlnit din timpul lui Mao. Xi Jinping l-a detronat pe președintele rus Vladimir Putin, care a deținut locul întâi timp de 4 ani consecutiv. Putin se află la conducerea Rusiei, a fost reales pentru al 4-lea mandat ca șef al statului cu aproape 77% din voturi. Președintele american Donald Trump a coborât la rândul său o poziție și a ajuns pe treapta a treia în clasament. Forbes consideră că Trump a înregistrat puține succese în pofida unui congres controlat de formațiunea sa, Partidul Republican, este investigat de mai multe agenții de aplicare a legii și se află în centrul
unor scandaluri legate de viața sa personală sau de afaceri. A patra cea mai puternică persoană din lume este și cea mai puternică femeie, Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Lider de facto al Europei, conservatoarea Angela Merkel a câștigat cu greu alegerile din 2017 și a format un guvern de coaliție, avându-i ca parteneri pe socialiști. Pe poziția a cincea se află cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, fondator și CEO al companiei Amazon, iar locul 6 este ocupat de Papa Francisc. Topul pe 2018 conține 75 de poziții și evidențiază consolidarea puterii în mâinile unei elite restrânse. Pentru stabilirea clasamentului sunt luați în considerare patru factori: numărul de persoane asupra cărora aceste personalități își exercită puterea, resursele financiare pe care le controlează, dacă au influență în mai mult de o sferă de activitate, și cât de activ își exercită puterea pentru a schimba lumea. În 2018, topul aduce 17 nume noi, printre care prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman al Saud, care ocupă locul al 8-lea, Jerome Powell, șeful rezervelor federale din SUA, care ocupă locul 11, sau Moon Jae-in, președintele Coreei de Sud, care a intrat pe poziția 54. Dictatorul nord-corean Kim Jong-un, care are control absolut asupra vieților celor 25 de milioane de persoane din țara sa, se situează pe poziția 36. Kim Jong-un se pregătește de întâlnirea cu Donald Trump în China. Liderul nord-corean a efectuat a doua vizită secretă din ultimele două luni vecinilor săi și a purtat discuții în mare taină cu președintele chinez. Spre deosebire de prima întâlnire care a avut loc la Beijing, de data aceasta Kim Jong-un s-a văzut cu Xi Jinping la Dalian, o localitate din nord-estul Chinei. Ca și atunci, vizita a fost anunțată abia după plecarea liderului nord-corean și acum subiectele abordate au rămas secrete. Șeful de la Fenian ar fi ajuns acolo la bordul unui avion particular, iar jurnaliștii presupun că cei doi ar fi discutat în special despre denuclearizarea peninsulei coreene, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Analiștii sunt de părere că, întrucât Kim Jong-un e strâns cu ușa de sancțiunile internaționale, sporește contactele cu Xi Jinping, în speranța că bunele relații îl vor convinge să elimine unele dintre pedepsele economice. Analiștii văd în vizita lui Kim Jong-un și o încercare de a-l asigura pe omologul său chinez că Beijingul nu va fi exclus din tratativele de pace din peninsulă. Vizita are loc înaintea unor întâlniri foarte importante. Kim Jong-un se va afla față în față cu Donald Trump luna viitoare, în timp ce premierul chinez va merge la Tokyo, unde va discuta cu omologul său japonez și cu președintele Coreei de Sud. După ce Kim Jong-un s-a întors la Fenian, secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns în capitala nord-coreană pentru a pregăti întâlnirea președintelui Statelor Unite cu liderul suprem. Mike Pompeo a mai fost în Coreea de Nord și în aprilie, când s-a întâlnit cu Kim Jong-un. Pe atunci era încă directorul CIA. Summitul istoric dintre Kim Jong-un și Donald Trump ar urma să aibă loc în Singapore la jumătatea lunii iunie. Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite se retrag din acordul nuclear semnat cu Iranul. Șeful de la Casa Albă a semnat decretul prin care se reintroduc sancțiunile împotriva regimului de la Teheran. Președintele american Donald Trump a criticat acordul cu Iranul încheiat în urmă cu 3 ani de Statele Unite, Rusia, China, Marea Britanie, Franța și Germania. Trump este de părere că suspendarea sancțiunilor în schimbul renunțării la programul nuclear a fost încă de la început negociată greșit și a permis Teheranului să continue programul de înarmare. I announced last October that the Iran deal must either be renegotiated or terminated. Șeful de la Casa Albă a adăugat că acordul nu a împiedicat Iranul să financeze terorismul și să destabilizeze Orientul Mijlociu. De-a lungul anilor, Iranul și aliații săi au bombardat sedii al ambasadelor americane și sedii militare americane, au ucis sute de membri ai armatei militare, armatei americane, și au răpit, au trimis la închisoare și au torturat cetățenii americani. Regimul iranian de-a lungul timpului a finanțat teroarea și haosul. Președintele american spune că a avertizat de mult timp în legătură cu acordul nuclear iranian, pe care l-a numit defectuos. Mai mult, Trump susține că Iranul încearcă să fabrice arme atomice, dar a dat asigurări că Statele Unite se va opune categoric. De fapt, acest acord a permis Iranului să-și continue activitățile de îmbogățire a uraniului și de-a lungul timpului să ajungă chiar pe punctul de a obține arma nucleară. Acest acord a adus asupra Iranului niște sancțiuni economice foarte dure asupra Iranului, dar în felul acesta, într-adevăr, nu a existat limite în a pune capăt acestui program nuclear iranian. Acest acord și cu toate prevederile sale sunt inacceptabile, iar dacă eu permit acestui acord să rămână în vigoare în această formă, în curând ar însemna că dăm cursul unei curse a înarmării în Orientul Mijlociu.
După anunțul lui Donald Trump a venit și reacția președintelui Iranului. Hassan Rouhani a declarat că țara sa va rămâne parte în acordul nuclear încheiat cu puterile internaționale în 2015, în ciuda retragerii SUA. O reacție dură a venit și din Parlamentul iranian. Aici politicienii au incendiat un steag din hârtie al Statelor Unite. Aleșii, printre care și un cleric șiit, au ținut steagul în flăcări, în timp ce colegii li s-au alăturat și au început să strige la unison moarte pentru America. În același timp a fost incendiată o foaie de hârtie care simboliza acordul nuclear iranian. Hârtia a fost ulterior călcată în picioare. Deși incendierea drapelului american este o practică întâlnită în Iran, aceasta este prima dată când o astfel de manifestație are loc în interiorul Parlamentului. Și fostul președinte american Barack Obama a avut o reacție vehementă după ce Donald Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din acest acord. Comite o eroare gravă, a spus fostul șef de la Casa Albă. Paradă grandioasă la Moscova, peste 1 milion de ruși au asistat la celebrarea înfrângerii Germaniei naziste în timpul celui de-al doilea război mondial și au aniversat 73 de ani de la ziua victoriei. Frumoasă din Moscova a făcut ca Piața Roșie să fie în acest an plină de curioși care au ieșit să vadă defilarea soldaților de elită ai forțelor armate ruse, dar și noile vehicule și aparate de zbor. Vladimir Putin a deschis parada cu un discurs în care a vorbit despre semnificația istorică a acestei zile și în care a condamnat sclavia sau holocaustul, amintind de importanța sacrificiului veteranilor din cel de-al doilea război mondial. Поздравляю вас с днём победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны. Праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти. Ultimele date statistice arată că numai puțin de 1,6 milioane de oameni recunoscuți ca veterani ai celui de-al doilea război mondial sunt în continuare în viață în Federația Rusă. La paradă mai grandioasă ca în anii precedenți au luat parte peste 13.000 de militari. Multe din echipamentele militare etalate în Piața Roșie au fost deja folosite în teatrul de război din Siria. Numai puțin de 59 de tancuri și vehicule blindate, precum și 75 de avioane și elicoptere, au defilat în fața publicului larg și a oficialilor ruși. Printre armele noi etalate s-a numărat inclusiv un vehicul adaptat condițiilor din Arctica, capabil să efectueze misiuni de recunoaștere la minus 50 de grade Celsius. Acestui nou mobilii s-au adăugat drona elicopter Catran și roboții de luptă Uran 9 și Uran 6. La paradă a participat și premierul israelian Benjamin Netanyahu, venit în capitala Rusiei pentru o întâlnire cu liderul de la Kremlin, proaspăt învestit în cel de-al patrulea mandat. Întrevederea dintre cei doi șefi de stat are loc într-un moment tensionat după ce Donald Trump a renunțat la acordul nuclear cu Iranul, ruptură salutată de Netanyahu, dar considerată dezamăgitoare de Moscova. Mai multe, relația dintre aliatul Rusiei, Siria și Israel e tot mai tensionată, având în vedere efectivele militare iraniene aflate pe teritoriul sirian. Mergem acum să aflăm subiectele de la dosar de politician. Bună seara, Silviu! Bună seara! Bună seara, telespectatorilor! Doi șefi din poliție sunt acuzați de pornografie infantilă. Două cazuri care cutremură poliția. Citesc detaliile și mă îngrozesc. O să vedeți un caz de la Cluj, unde un șef mare din poliția Cluj este cercetat pentru pornografie infantilă. Vom discuta și despre ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni, unde Iohannis a ținut un discurs extrem de virulent de față cu șefii de la PSD. O să discutăm și despre bani, despre dosare de corupție, despre garanții plătite de inculpați în dosare DNA. Astăzi, un fost șef din Ministerul Transporturilor a plătit 500.000 de euro cash într-un dosar extrem de important, în care este implicat și fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu.
Tăricianu, Călin Popescu Tăricianu, este cercetat și el într-un dosar. Așteaptă o condamnare șeful Senatului extrem de importantă în dosarul lui de mărturie mincinoasă. Mulțumesc, Silviu. Caz înfiorător în Ucraina, 51 de copii și 2 profesori au fost transportați de urgență la spital după ce au fost otrăviți cu o substanță necunoscută în cadrul unei sărbări. Jurnaliștii ucrainieni compară incidentul misterios cu tragedia de la Cernobâl. La sărbarea cu probleme au participat aproximativ 400 de persoane, majoritatea copii. Dintre aceștia, 15 elevi cu vârste între 7 și 15 ani și-au pierdut cunoștința. 11 dintre cei 51 de copii internați în spital se află în prezent la terapie intensivă, dar starea lor este stabilă. Premierul ucrainean Volodymyr Groisman și ministrul sănătății Uliana Supron s-au deplasat la spitalul din localitate unde sunt internați copiii. Oficialii ucrainieni au subliniat că starea de sănătate a acestora se îmbunătățește. Experți chimici, radiologi și bacteriologici, dar și reprezentanți ai serviciilor secrete din Ucraina și ai poliției au mers la fața locului. Un test al aerului din zona a arătat că acesta nu conținea urme de hidrogen sulfurat, amoniac, clor, gaze combustibile sau substanțe otrăvitoare. Școala este închisă și cursurile anulate până când situația se va rezolva. Grav accident rutier la Hollywood. Celebrul DJ scoțian Calvin Harris a fost implicat într-un serios accident rutier în Los Angeles după ce mașina condusă de iubita lui s-a izbit puternic de un alt autoturism care circula regulamentar. Două femei aflate în mașină lovită au suferit răni grave, iar DJ-ul și iubita s-au scăpat nevătămați. Au primit însă numeroase critici după ce au părăsit zona accidentului fără să se intereseze de starea victimelor. Prietena DJ-ului, Erica Wolf, ar fi fost cea care se afla la volanul mașinii în momentul în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism pe o stradă din Beverly Hills. Airbag-urile le-au salvat viața celor doi după ce Erica nu a reușit să frâneze la timp și a izbit în lateral celălalt vehicul, provocându-i avarii serioase. Două pasageri aflate în mașina lovită au fost rănite grav. Poliția s-a prezentat la fața locului. În timp ce agenții încercau să afle mai multe detalii cu privire la accident, DJ-ul și iubita sa s-au urcat în mașina unui vecin și s-au îndreptat spre casă. Cei doi au fost criticați în mediul online pentru că au părăsit zona fără a se interesa de starea de sănătate a victimelor. În 2006, celebrul DJ a mai fost implicat într-un accident serios în Los Angeles, când mașina sa de teren a lovit un alt autoturism condus de o fată în vârstă de doar 16 ani. Iar vremea se va răci semnificativ. Mai multe detalii acum în rubrica Meteo. La noapte, în regiunile sud-vestice și în cele estice și sudice, precum și la munte, vor fi înnorări și local averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15-20 de litri pe metru pătrat, cu precădere în sud-vest. Vântul va sufla în general moderat în Dobrogea și poate avea intensificări de scurtă durată asociate averselor în restul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 16 grade. În capitală, minima va fi de 13 grade Celsius. Mâine, vremea va fi normală termic în regiunile sudice, local chiar răcoroasă, dar se va menține ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată în restul teritoriului. Cerul va fi mai mult noros în sud-est și sud-vest, unde va ploua temporar, îndeosebi în cursul zilei, iar izolația pot cumula 15-20 de litri pe metru pătrat. În rest, înnorările vor fi mai accentuate după amiaza la deal și munte, iar noaptea în sud, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale temporare, în general de până la 15 km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 24 de grade în jumătatea de sud a țării și între 23 și 27 de grade în rest, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 7 și 14 grade. În București, maxima mâine nu va depăși 20 de grade Celsius. Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe B1. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstire. O seară frumoasă!